Și că sunt înăuntru, bro. Au intrat înăuntru. Au uitat în casa omului, bro. Sunt înăuntru. Nu uitați că primele 500 de persoane care lasă un like și comentează la acest videoclip vor primi o inimioară de la mine. Baftă! Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu. Sper că aveți o zi minunată, guys, și bine ați venit la un nou episod creepy la mine pe canal. Înainte să înceapă acest videoclip, aș vrea să fac un mic anunț și să vă spun că nu recomand continuarea acestui videoclip persoanelor care sunt slabe de îngeri, deoarece astăzi, guys, o să ne uităm împreună și o să reacționăm la un apel real făcut în 9 decembrie 2015 la 911 de către un tânăr de 35 de ani care în decursul acestui apel a fost atacat de niște entități paranormale. Inițial au crezut că sunt niște oameni care voiau să dea o spargere, însă după a caracterizat aceste persoane ca oameni care nu sunt oameni, după vorbele lui bro. Adică este ceva foarte, foarte nașpa. Vreau să vă spun încă de la început că apelul este real și noi avem varianta needitată, adică nu este absolut nimic editat, este tot apelul care durează 13 minute. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul, guys, și haideți să trecem la videoclip. Ce urmează să auzim este varianta needitată a apelului terifiant care a fost înregistrat la departamentul de poliție din Los Angeles pe data de 9 decembrie 2015, boys. Adică, bă, e o chestie reală și asta mă face să mă simt foarte, foarte nașpa. Let's go, hai să vedem ce spune în continuare. Bun. Acest apel a fost făcut de un bărbat de 35 de ani pe nume Scott Chance la ora 1 dimineața și a durat 13 minute. În acest apel, Scott ăsta a raportat o intrare prin infracție în casa unui vecin de-a lui. Deci bănuiesc că el a văzut ceva în regulă la casa vecinului la ora 1 dimineața și că era un bărbat neidentificat, bro, și că pe durata apelului lucrurile au mers mai prost decât Scott se aștepta. Hai să vedem cum stă treaba. Ce s-a întâmplat noaptea aceea rămâne un mister, bro. Ok, guys, ok. Chiar sunt foarte, foarte curios. Ok, 911, care este urgența dumneavoastră? Oh, hello. Ok, deci Scott ăsta a sunat, vedeți, la ora 1 dimineața și spune că el crede că cineva vrea să intre prin infracție în casa vecinului. Care-i numele tău? Scott Chance. Scott Chance. Ok, domnule Chess, poți să spui de unde suni? Da, din California, Long Beach. C-O-N, de aici a dat adresa. Westminster Boulevard 719. Ok. Ok. Deci în momentul de față te uiți la casa vecinului? Da, chiar mă holbez la ea. Poți să spui exact ce vezi, domnule Chess? Da, pot. Jim, ci că Jim Dugan e, cum zice, e vecinul lui. Ok, guys, deci că el cu nevasta lui s-au dus la socrii pentru o săptămână undeva în Texas și a lăsat cheile lui Scott Chance ăsta, că și că trebuie să-i vină mâine ceva colegi și că nu e nimeni care să ridice pentru el, așa că fiind vecinul lui a zis: bro, te sun eu când vine curierul și te duci tu să ridici coletul. Deci omul trebuie să aibă și grijă de casă într-un fel. Hai să vedem ce se întâmplă, guys. Ok. Ok, deși că fuma afară. Ok, guys, deci că el afară fuma și după s-a uitat din întâmplare la casa vecinului și a văzut pe cineva înăuntru, a văzut că sunt foarte multe chestii deschise și că a observat mișcare înăuntru casei. Ok, bro. Ok, ci că a așteptat puțin să vadă că ochii lui nu joacă feste și nici după 10 secunde. Ok, a văzut o siluetă care se mișca în cameră, bro. Ok. Și după câteva secunde. Ok, guys, zici că s-a dus în ambele dormitoare din casă o siluetă, bro. O siluetă care se mișca. Ok, deci că și zona este destul de defăimată, așa că sunt șanse foarte mari să fie o intrare prin infracție. La asta mă gândesc eu.
Ok, zici că s-a dus înăuntru. Ok, deci că a stins luminile și a sunat la 911. Mr. Chess, can you see the front door to Mr. Duggan's home? Ok, acum îl întreabă dacă poate să vadă, poate să vadă ușa din față. Ok, este vreun semn de intrare forțată, gen ca și cum a forțat ușa sau ceva de genul? Ci că nu, nu este niciun semn. Ci că ușa este închisă. Ci că are o ușă din spate, dar nu poate să o vadă din poziția în care e el. Aș poate așa am uitat înăuntru. Stai, am văzut ceva. Ce ai văzut? O, ci că da, îl văd. Este o persoană, este un bărbat, îl văd. Ok, deși că pleacă din casa lui Jim. Poți să descrii această persoană? Ci că este îmbrăcată în negru. Și care și fața acoperită. Și că asta nu e ok. Și că cred că este la cealaltă casă, bro. De ce se duce asta în fiecare casă? Și că asta nu e ok. Așteaptă puțin. Mamă, bro, să nu se dupe ceva. Mamă, s-a auzit cum s-a spart geamul. Și că, of, ăsta a fost el. Ok, acolo e Susan. Ok, guys, deci că acum s-a dus la Susan acasă, care este altă vecină. Asta e nașpa. Poți să trimiți poliția? Chiar acum o să contactezi unitatea de poliție cea mai apropiată de locația ta și o să-i trimiți, spune. Ok, să stai la telefon cu mine și să mă pui la curent cu situația. Da, desigur. Ok, așteaptă pentru câteva secunde. Hai să vedem. Mamă, deci vedeți, el respiră așa foarte ciudat. Mr. Donegens? Da. Opa, găi, ia să-ți puțin, că stai, chestia asta e suspectă, ci că nu sunt polițiști disponibili, că a fost un accident de mașină pe, nu știu ce, drum 405 și toate mașinile sunt acolo, bro. Bro, cum neba nu-i polițiști disponibili? What? Ce că toată lumea acolo. Și nu este nimeni care să poată să te asiste. E serios? Bro, nu măcar un ofițer? Bro, cum adică nu-i nimeni? What? Nu poți să trimiți pe nimeni? După cum a spus Mr. Chance. Și că s-a întâmplat un accident la 405 și este foarte, foarte serios. Și toți oamenii noștri sunt acolo, ok. Ok, dar acum ce fac? Și că ce să fac acum? Omul meu se mișcă pe toate casele și ne jefuiește pe toți. Ce pot să fac eu acum, bro? Ok, eu să stau cu tine pe linie. Ok, cum se liberează ceva unitate de acolo, vine la tine, la locația ta. Ok, deci trebuie să învingem asta. Ok. Și că trebuie să facem asta împreună, bun. Mulțumesc că ok. Ok, primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să, să fii foarte atent și să închizi toate ușile. Deja am făcut asta, asta a fost primul lucru pe care l-am făcut. Ok, a stins toate luminile și a închis toate ușile. Unde ești chiar acum? Sunt sus, în patul meu. Ok, n-ai voie să faci sunete și fără lumini, acolo să stai. Nu atrage atenția. Ce poți să spui de casa lui Susan? Ce se întâmplă acolo? Bro, s-a auzit armă, bro, gunshot-uri. Alea a fost gunshot? Da, ieri l-au. De unde au venit? Ok, guys, deși că au venit de lângă casa, nu al lui Susan, al altui bărbat care stătea lângă Jim. O fi că ori ăla e vreun hoț de la și-a tras, ori un localnic care l-a văzut pe ăla și a început să tragă în el. Ascultă-mi Mr. Chess, trebuie să stai calm. Trebuie să rămâi calm. Sunt aici cu tine, ok. Ok,
Ok, deci crede că a fost ăla pentru că vecinul ăla și că știa că are o armă. Poți să te uiți la fereastră? Să nu atragi atenția. Ok, hai să vedem ce o să vadă. Și că nu văd absolut nimica în casa lui. Nimic nu s-a întâmplat. Ok, ci că s-a aprins lumina în asta lui Susan. Vezi pe cineva înăuntru? Nu pot să văd pe nimeni. Ok, guys, deci că... Cum, lumina e cam defectă. Yes. Da, sunt ok. Ar putea să fie o reflecție. Ok, ci că e o de-asta. Ok, poate acasă ea. Nu știu, Mr. Chance. Ok, bro, deci în momentul de față, ăsta, entitatea, omul ăla, se plimbă prin casele lor. Și ăsta nu poate să vadă nimica. Și că poți să văd ceva înăuntru, dar de ce nu poate să vadă ce se întâmplă înăuntru? Și că când poți să vină? Mr. Chance, I'm keeping in touch with my colleague here. He's keeping me updated on the accident situation and it looks like we might have a unit available for you shortly. Ok, deci că în scurt timp o să poată să vină o unitate, bro, dar cum adică, bă, nu sunt disponibili? What? Ok, da, mulțumesc. Cât de mult o să ia? Între 15 și 20 de minute. 20 de minute, doamne. Îmi pare rău, bro, 20 de minute moare. Apelul are 13, bro, deci se întâmplă ceva, 100%. O să stau cu tine pe linie, ok? Ok, mulțumesc. Trebuie să se grăbească. Mamă, bro, ce se întâmplă? Auzi asta? Bro, se aude ceva. Bro, se aude un sunet, dar nu pot să-mi dau seama ce. Se aude un sunet. Ci că ce auzi? Vine din camera lui Susan. Ci că vorbește un bărbat. Dar nu pot să înțeleg ce spune. Ci că nu e engleză, bro. Deci omul ăla, ci că vorbește o altă limbă. Ce naiba? Ar a fost altul. Ok, bro, fiți atenți, și că au pus candele. Și că sunt candele în casele lor și s-aud voci, bro. Au intrat în casele oamenilor, au pus candele gen lumânări în casele lor și acum fac ceva ritual sau care-i duma? Da, nu sună ca englezia. La chanting. Da, bro, zici că e o slujbă dintr-o biserică, pe bune. Auzi. Bro, ca și cum... Da, e foarte ciudat, bro, ce se întâmplă. Ar trebui... Da, trebuie să facem ceva. Da, trebuie să stai calm. O naiba. No. Scoate ce se întâmplă. Ce cred că m-a văzut, bro. Mamă, bro, și că l-a văzut ăla. Și că se holba direct la mine. Cred că m-a văzut. Ok, Scott. Mamă, bro, s-a panicat. Nu te panica. Da, să găsești ceva care să te protejezi. Să te protejezi, prețiorul. Orice găsești în casa ta, protejează-te. Eu am o bută de baseball, du-te și ia-o. Ok, a zis, dacă te-a văzut nu înseamnă că ești în pericol, hai că nu înseamnă. Trebuie să fim pregătiți. Ok, înțeleg. Da, bro, îi zice că e doar o de-asta să nu se panicheze. Da, bă, foarte de treabă băiatul ăsta de la dispecera, gen. Chiar îl ajută, bro, adică chiar dacă ea nu poate să vină, ăsta chiar îi vorbește super, super frumos și încearcă să-l calmeze. E foarte important și asta, guys. S-a deschis ușa. Am luat-o, bun. Poți să te ascunzi undeva în casa ta? Da. Înțeleg? O să se ducă undeva la subsol, bro. N-am semnal acolo, bro. Trebuie să se ducă undeva unde are semnal, bro. Ok.
Ce mai trebuie să fac? Mai am nevoie de ceva? Este ok. Ok, stai acolo până vine poliția. Bă, chiar acum astăzi ce, bro. Te descurci de mine. Mulțumesc pentru... Ok, mulțumesc pentru ajutor. Da, deci băiatul chiar e foarte, foarte de treabă, după părerea mea. Mă cheamă Adam. Ok. Mulțumesc, Adam. Hai, bro, să nu se pe ceva, man. Ok, ia acolo, bro. Deci, momentan, frățiorul Scott sunt șase să fie în pericol, dar nu e. Ok, deci chiar acum vine cineva. În 5 minute, bro, s-a spart. Bro, s-a spart geamul. Mamă, s-a spart geamul la Scott. Mamă, mi s-a închis camera. S-a spart geamul la Scott în casă, bro. S-a spart geamul la el în casă. Cred că intră aia la el în casă, bro. Cred că intră la ei în casă. A zis că în 5 minute trimite un echipaj. Dar intră ăia la el în casă. Scott? Bro, se închide ușa. Scott, ai grijă. Și că sunt înăuntru, bro. Au intrat înăuntru. Au uitat în casă omului, bro. Sunt înăuntru. Ai grijă, frățiorul. Ok, ai băta. Nu știu unde sunt, mama, bro. Mama s-a panicat, vedeți cum respiră. Ok. Ok, ai zis ăla, să-i dai, cum zice, să-i dai între picioare, să-i bagi degetul în ochi. Bă, foarte, deci ăla de la dispecerat chiar îl ajută foarte, foarte mult. Hai, frățiorul Scott. Ok. Stai calm, Scott, ok. Ok, hai bro, hai să vedem. Poți să-i auzi? Da, sunt înăuntru, îi aud. Unde sunt? Sunt jos. Ok, ai grijă, Scott, hai să vedem. Ok, o să te ajut cât de mult trebuie. De ce nu a ajuns poliția? Sunt... Mamă, bro, dar de ce nu vine poliția? Vine cam greu. Ce că vin sus, mamă, unde e el? Stai calm, frățiorul, stai calm. Bă, dacă să stea calm, bro. Că mă enervez și eu. Stai calm, frățiorul. Bă, cât de calm să stea. Mamă, bro, ce se întâmplă? Nu se mai aude nimica. S-a deschis ușa. Sunt înăuntru. Mamă, plânge. Am nevoie de ajutor. Am nevoie de ajutor, bro. Mamă, plânge. Vă rog. Bro, dar unde să ia, mă? Mamă, se aud pași. Nu, bro, nu. Mamă, se sparge ușa. Îl știe. Poți să te ajut, spune-mi. Intră înăuntru, bro. Intră el în cameră. L-am găsit. Da, bă, bate-te cu ei, arată-le. Bate-te, bro. Mamă, bro. Au! Scott? Nu sunt oameni. Scott, ce ai spus? Nu sunt oameni. Nu sunt oameni. Bro, de ce tot zice? Nu sunt oameni. Bro, de ce tot repetă? Nu sunt oameni. Gata, i-a picat telefonul. Scott? Bro? Aici s-a terminat. Bro, ia fiți atenți. Poliția a ajuns la 1:15. Ala mașina într-o caloriferon veche. Deci toate casele au fost găsite, gen s-a intrat în ele. N-au fost cadavre, n-au fost distrugeri. The only clues that exist are the following three pictures that surfaced online taken as catches shortly after the incident. Deci au fost 3 poze la casa lui Scott după incident. Ia ce poze.
poza asta. Bro, ce e asta? Bro, e un ritual. Bă, v-am zis că e ceva ritual. Asta e ceva, asta e o candelă. Bro, ăla-i sânge. Man, e ceva ritual, bro. Deci gândiți-vă că, da, omul cum a intrat aia înăuntru, au început, nu sunt oameni, dar nu s-a panicat, ați văzut, era chiar foarte, foarte calm. Ok, guys, filmez asta după ce am terminat videoclipul, deoarece am găsit informații noi în legătură cu acest caz. Deci, guys, fiți atenți ce am găsit aici. Deci, este vorba despre acești băieți, cei trei, gen, care au dispărut, Scott Chen, Susan Greer și Cole Hart. Astea sunt oamenii care au dispărut în noaptea aceea. Singura dovadă este acel apel pe care l-am auzit noi la ora 1 dimineața, dar cică cineva a mai postat niște dovezi pe internet, guys. Cineva a postat niște dovezi pe internet, o sursă anonimă, și a mai postat și încă un apel la 911 și încă un video. Și cică, fiți atenți, tot acest videoclip spune următorul lucru, că este un motiv din care știți că poliția a acționat foarte, foarte greu. Adică ați văzut că au venit după 15 minute, bro, în timp în care băiatul a fost dat dispărut. Este un motiv pentru care poliția nu a acționat mai rapid. Și totodată este un motiv pentru care voi nu ați auzit chestia asta la știri. Adică vă dați seama că, bă, teoretic, ceva paranormal, ar trebui să știe toată planeta, știi? Vă dați seama, adică, da, e logic. Doar că, cică, cineva acoperă chestia asta, cineva foarte, foarte puternic. Like, asta am vrut să vă spun, guys. Nu știu ce să zic, bro, scrieți în comentarii care este părerea voastră despre acest caz și această chestie cu entitățile paranormale și cu apelul la 911. Eu am fost Marius Iancu, zi frumoasă în continuare.